Săptămâna asta, pe 26, este și ziua lui Nicolae Ceaușescu. Vreau să vă întreb dacă a fost mai bine atunci. Da, Dumnezeu să-i chii țărâna ușoară. Odinească în pace, că și Ceaușescu a fost bun. Azi dimineața l-am văzut. Ceaușescu a fost bun. A fost mai bine atunci, pe vremea aia. De 100 de miliarde de ori. Bă, omule, de 100 de miliarde de ori. La toți le-au dat căș. Cneșaite, de la 17 ani și ceva, am fost angajat la cauciuc aici, așa. Îți dădea, uite, apartamentul, au avut apartament cu 4 camere și cu iasa. Și în rate, ți-o dădea, nu aveai treabă. Acum murim de foame, aveai servici tot. Omul lua de pe drum și te punea așa, te ducea la muncă. Acum mai bine atunci, pe vremea aia? Da. Mai bine. Acum te fură, îți dă în cap. Dacă te bea de cai un ban în buzunar, la tine îți dă în cap. Nu mai are nimeni grijă de noi. Nu mai are grijă nici o lege. Nici o lege nu mai are în grijă de tine. Care nu pun mâna la treabă. Care nu pune mâna la treabă. Uite la mine, când am 70 de ani, sunt care nu pun mâna la treabă. Că vă zic că mă filmați sau nu mă filmați, dar credeți-mi că a fost mai bine. Mai bine. De 1000 de ori. De ce? Pentru că aveai banul și spunea lumea multă că nu iei mâncare. Era și mâncare. Nu prea libertate, da? Libertatea acum o avem și ducem lipsă de altceva. De altceva. E mai prost. Să vă zic ceva, cum se poate face un copil din ăsta care merge la școală cu 200 de lei pe lună? E normal? Nu e. Vă zic cât e o pereche de papuși, domnul? S-ar putea? Din cauza celor de acum îl regretăm pe Ceaușescu, pentru că... Să vă zic un singur cuvânt și nu mai am nimic de spus. Un singur cuvânt. Nu avem încredere în nimeni, decât în Domnul Dumnezeu nostru. Și Ceaușescu bun sau rău? Cum a fost? El a fost om. 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 Atât. Cei de acum? Tot oameni. Tot oameni, dar umblu cu... Tot oameni. Domnule, multă lume și puțini oameni serioși. Asta e concluzia, așa este. Să vă spun ceva, spunea că Ceaușescu are o grămadă averii. N-avea, domnule, nimic. De ce? N-avea nimic. Tot a rămas țării. N-avem bani, n-avem serviciuri, n-avem nimica. Ne duce copiii, uite, muncește prin Italia cu zâva, le bate prin Italia, le gonește, mai de capul ăsta. Și a fost mai bine atunci, în concluzie. Bine, sigur că da. Ce era mai bine atunci? Era mai bine, că era la serviciuri, era mâncarea, nu era ca acum, că ne îmbolnăvim cu toate prostiile care are ei. Trebuie să... Erau și lucruri atunci? Lucruri, era pus la știa și de frică și copiii ele mititei. Libertate nu era? Vă deranja că nu era libertate? Nu deranja cu nimica pe noi, că era bun. Da, a făcut-o el într-o întâmplare și a făcut așa. Acum, în ziua de astăzi, nu e, nu mai e bine. Nu mai este bine. Acum s-a dus de-a dură cu totul, gata. Mulțumim. Cum a fost Ceaușescu? Cum vi s-a? A fost un om extraordinar. De ce? De ce? Un copil avea o școală, o pregătire, o făcea, era obligator și o făcea, avea o școală, o pregătire și un loc de muncă sigur, avea casa lui, dădea casa lui. Acum cum este? Acum e dezastru. Tineretul tot a plecat, am văzut și eu pe la forțele de muncă să plânge oameni la 55 de ani l-au dat afară și n-are niciun ban, iată lumii. Din cauza celor conducătorilor de acum îl regretăm pe Ceaușescu. Și pe Ceaușescu și domnul Vadim Tudor, Dumnezeu să știi țărna ușoară, au spus și eu, te, am ajuns la și doamna Șoșoaica. Șoșoaica. Uite, asta mă pun în genunchi, că e Sfânta Miercuri, i-am îmbrățișat la gară, că am lucrat în CFR-ul. Sincer, nu știu cine a fost și dacă am 21... 21 de ani. Da. Nicolae Ceaușescu, după cum sună, după ce ai auzit pe undeva, ce a fost totuși Nicolae Ceaușescu? Am auzit că a fost foarte bine. Cum să vă spui sincer, erau locuri de muncă, se ofereau, nu erau ce erau în România asta, ce fel se întâmplă. Dar el ce era, Ceaușescu, ce era el? Am înțeles că a fost președintele țării noastre. Când? Mai ții minte când? Cum? Astea nu mai ții minte când este... Așa, ca ani, dacă ar fi 1900... Cam așa, în genul, sau 1900. Deci, în privința mea, că sunt mai în vârstă, a fost minunat. În Cipru aveam un serviciu asigurat, aveam un salariu mare și după 45 de ani ne-am luat în râs cu pensii. Oamenii ăștia, asta, în primul rând, cu 2000 de lei în spate trăi unul, la 45 de ani de vechime. Și grupa întâia și... Credeți că conducătorii de acum sunt de vină, care mulți oameni regretă perioada? În primul rând, conducerea a fost. Conducerea și încă tot ei sunt de vină la ora actuală, pentru că nu fac absolut nimic pentru poporul nostru român. Păi, da, că pe timpul Ceaușescu era cam rău, mureau lumea de foame. Când s-a stricat manevra, gata, când s-a tăiat mâncarea, când o tăie mâncarea, paelii, toată lumea s-a dezarmat.
Unii am plecat încolo. Unii... Puteți să mă dați la tine. Mă dați. Găseam Adidas în alimentară. Nu găseam nimic Adidas. Adit. O bucată de slănină, o bucată de ceva, nu știu ce. Că am trăit atâta timp. Nu prea să găsea foarte mult. Nu prea să găsea foarte mult. Eu? Nu, Bobi. N-a fost o... Au fost și lucruri rele pe vremea lui Ceaușescu. Atunci nu numai... Numai Adidas. De ce? Venem acasă și tăiem cochitice. Numai Adidas. Mă munteam în stânga, în dreapta, nu știu ce. Numai Adidas. Numai Adidas. Nu putem să mâncăm numai Adidas. Nimic numai Adidas. Nu. Trăiem cochitice. Mă scuzați pe mine. De când a început să facă, atunci cu revoluția, cea făcut el, nu știu exact ce vrea el să facă, atunci când s-a răsculat oamenii împotriva lui, asta le-a dat, le-a făcut impresia că nu este președinte, nu este conducătorul țării. Îl regretați, nu știu, pe Nicolae Ceaușescu? Nu. De ce? Care e principiul? Regret, exact cum v-am spus acum, că nu... Era timpul de cu război, își punea teroriști să ne omoare. Hai da! Mai țineți minte cu când a fost revoluția, ce s-a întâmplat? Ce am amintit, dar ce să mai, dacă mai aducem aminte, ce mai câștigăm? Da, nu mai știu exact când. Revoluția, când... Revoluția, nu mai știu exact când. În 98, nu mai știu exact când. Mai bine să-l dea jos pe domnul Ioanis. Cine e mai bun, Ioanis sau Ceaușescu? Mai bine era Ceaușescu decât ăsta. Era mai bine pe timpurile alea? Era mai bine. De ce era mai bine? Care era principalul? Aveai tot ce vrei. Dar acum nu mai e. Totul e scumpit, salamul, carnea, alea e scumpit. Tot. Aveai ce mânca, aveai de toate, ai înțeles? Deci nu se cu, uite, magazinul cu alea, așa, aveai, era 50 de bani oberi, alimentar, tot ce vrei. Acum, deci un calup de salam, dacă le iei ăla, e 13 lei și 40 de bani. Am luat eu azi dimineață, da, de la magazin, da. Dacă vă bagă la pușcărie, pentru că vorbiți de bine comunismul. Ce, vi se pare mine? Normal? Da. Ce să-mi facă? Dacă n-am buletin, n-am nimic. Nu. Da. Sunt liber și independent. Da. Nu că știi cine a fost Nicolae Ceaușescu, ce mai știi despre el? Nu știu nimic. Absolut nimic? Nimic. După nume, cum îți sună Nicolae Ceaușescu? Ceaușescu. Cine a fost? Nu știu. Asta vă întrebam, de Nicolae Ceaușescu, ați auzit de el? Nu, trebuie să facă, că eu nu știu. Absolut nimic? Nu, cum vă sună dacă Nicolae Ceaușescu, ce ar fi putut să fie? Nu știu. Nu știu. Te lua de pe stradă, te găsa, venea aici cu mașina la noi, te găsa secretarul cu poliția și ce faci cu tine? Te lua de pe marginea drumului și te ducea la muncă. Conducătorii de acum nu fac asta, nu se ocupă cu așa ceva. Ne-au abandonat și... Și conducători avem, bă, șeful. Și conducători avem noi acum. Dar și poate să mai facă și președintele nostru. Cum ați văzut și o arătat azi dimineață, și poate să facă și el săracul, că o arătat și nu... Și poate să facă. Dacă care pleacă, tot tineretul ăsta pleacă în afară. Pleacă și... Aici mai trăiesc, o lecuță. Iar încoace și nimic. Încolo te duci cu ziua în sat, îți dă 300, 400, 40 de lei, 30, 40 de lei și... Îți iei o pânișcu și îți iei asta și atâta tot cum pești. Nu prea era libertate? V-a încurcat sau v-a supărat lucrul ăsta? Nu m-a supărat. De ce? Nu m-a supărat pentru că libertate era, dar în strictul libertate. Libertate, deci știa toată lumea ce are de făcut. Nu ca acum, când e... Acum, libertate, că acum e haos. Cum sună Nicolae Ceaușescu? Nu ați auzit pe la școală, la istorie, la televizor, undeva, niciodată? Că nu știu carte, nicio. Sunt cam alfabetul. Nicolae Ceaușescu a fost? Președinte a fost în... Președinte ce cum să zic? Al României, înainte de 1989? Da. Și ce a făcut el? A fost un președinte bun, un președinte rău? Da. Dea și munci la oameni, era de, aveai cum să muncești, să scoți banul, dar cu ăsta vai de viața noastră cum trăim. Dacă ar fi să alegeți acum între Ceaușescu și Iohannis? Ceaușescu, l-aleg și pe el, nu. Am înțeles.
Exact, și tot așa. Pe vremea lui era mai bine. De ce, doamnă, de ce era mai bine? Păi de ce? Era mâncărurile mai ieftine, trăia lumea în România, nu se ducea în străinătate, nu era tâlhării, crime cum e acum. A ajuns ca un om cinstit în ziua de astăzi, muncind cinstit, să râdă ăla care stă degeaba, râde de el, pentru că nu poate să realizeze ce face la care fură. Exact. Râde nasoare, cum uite tu ce muncești. Aici e diferența, deci nu mai este bun simț, unde era odată pus bătut în cui și când te spălai dimineața pe oic, te uite la el și băi, merg pe drum și dau bună ziua la un om sau îl respect, indiferent ce haină are pe el. Ce v-a plăcut cel mai mult la Nicolae Ceaușescu? Fie la toată lumea aproape egală. Acum diferențe mari și... Nu mai bine să treci, mulțumesc.